vin cu mașina. Vino mă încoa. Da. Adică... adică te face repede, te rezolvă, da? Uite cine o să păi da, păi da, așa e tânțica. Dar, dar doamna Neguț, încă o dată vă repet, tot greșeala mea e. Pentru că trebuia să o las să ducă la port, să mai vadă încă o dată cât dă la port și la... Dar zic că, bă... Uite, să stea ca asta, afară. Adică, în loc să zică, bă, dăm mai puțin bani, mai aia și ne-o face și repede. Dar normal că dacă nu mergi, te-ai dus, că nu e la Cluj, e aceea. Bă, de ce fac, mă, nu mergi. Că v-ați dus la serviciu două, trei ori. Cine s-a dus, domne, la serviciu? Când iese minte, iese pe afară. Are camere, cred că avem camere să mă... Dar eu mi-asum tot ce spun. Tot ce spun, mi-asum. Tot. Da, că normal că ce e acolo mi-asum ce. Că doar nu a zis altceva. Mi-a zis, bă, dacă crezi că nu te mai duci, du-te și du-o. Știi de ce mă... Ia să-l întreb tu pe director de ce mă ține. Hai să-l întreb. Că nu v-am pur pe niciunul, că n-am mințit niciodată și că am muncit, mă. A, da, în liber sunt doamna Neguț astăzi. Da? Da, decât nu mă duc să nu mai știu. Păi stai, că am văzut fondajul, nu e bine, nu e făcut deloc bine. Azi le trimit un director, le fac așa pe lumea, le trimit și de data viitoare îi spun clar, dacă mai dați pontaje făcute de Corlătescu, dumneavoastră le dau un pic să le semnați dumneavoastră. Dar ați dori să fiți cu Corlătescu, nu? Ce? Ce? Păi nu, ce? E, ce? Păi ce? Ce? Nu, mă, de ce stai de... Păi nu, de ce? Păi nu, acu ai vrea, acu n-ai vrea. Nu? Eu nu-ți fac, nu mai vreau pontaje. De la tine făcute de la mine. Nu mai îmi doriți pontaje de la, da, de la mine. Da, 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 ce anume? Zice pe biroul meu de acolo, că zice, el are birou și jos, el este șeful Corlătescu. Așa, da, și dumneavoastră nu sunteți, aici este o problemă, da? Sunteți problemă, da, sunteți o problemă pentru firmă și sunteți șefă gestionată. Nu ești în stare de nimic, nu ești în stare de nimic, pazi, lângă fete. Mi-ar fi rușine să stau lângă ele să nu fac nimic. Toți șefii de secție care au fost au muncit cu ăla cu muncitorii. Ți dau exemple, bă, și tu stai ca un grevenit lângă ele și te uiți. Da, și da, le spui de că... ce mințiți acolo, doamnă? De ce mințiți așa? Credeți că suntem ca la clasa întâi? Da, na. Stai fără bun simț să stai lângă ele. Bun simț n-ați avut dumneavoastră, că așa fac romii. Dacă în afară de etichete faci ceva, ce faci? Păi nu știu, de ce nu stați dumneavoastră? Veniți, munciți ca muncitoare necalificată, pentru, da, că așa au făcut și ceilalți, da, oameni. Și o să vedeți acolo ce bine, ce bine, ce bine vă este și nu mai râdeți. Că ați fost odată pusă, ce? În trecut, pe vremea vechii conduceri, ce? Să lucrați și ca muncitoare. Eu? Ca... Da. Am fost vreodată eu muncitor în secție? Păi spune, măi! Măi, n-ai ca nimeni! Niciodată! Niciodată! N-ai ca nimeni! Ți-a spus tăticuțul tău care împingea la liză? Păi dacă nu știa să facă nimic, râdea de toată lumea! Mai e mulțea ta cu, râdea de toată lumea! Dar și tine! Tu ești cel mai deștept! Separase pontajele, că tu erai cel mai deștept, erai pe un pontaj și noi proștii pe altul. Ce că fără decizie, nu? Mergeți și pe urmă tot. Haide sus. Mergeți sus, ca să... Haide că să dau canistră, e băie, dreacu sus.